Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut din nou într-o declarație făcută duminică seara ideea unei amnistii sau grațieri care să repare anumite abuzuri care s-ar fi făcut în justiție. Se vorbește în spațiu public de foarte mult timp despre a se găsi o soluție sau un pachet de soluții să se repare toate nenorocirile care au fost generate de implicarea serviciilor în justiție, de implicarea procurorilor în instanțe și de rezultatele odioase ale acestor protocoale ilegale și neconstituționale. Nu trebuie să o mai lungească mult. Nu e amnistie, e în regulă. Să se dea posibilitatea ca cei nevinovați să nu mai plătească costul unei vânători de vrăjitoare. Despre protestele din 10 august, Liviu Dragnea consideră că zilele acestea vor apărea dovezi care să demonstreze că mișcările de stradă au fost finanțate. Noi pe 10 august am avut suficiente elemente, sau mă rog, sunt suficiente elemente ca să putem vorbi de o tentativă de lovitură de stat. Au fost proteste finanțate, se pare că și din extern, săptămâna viitoare. Eu sunt absolut convins că vor ieși, poate chiar de mâine. Că vor și informații despre modul, despre faptul că s-au finanțat aceste proteste, despre faptul că au fost organizați tip paramilitar, despre faptul că s-a văzut asta de fapt. Președintele PSD a criticat și faptul că majoritatea magistraților au deschise dosare penale. În ce țară din lume mai avem aproape două treimi dintre magistrați cu dosare penale la DNA? La parchet, că DNA nu mai e. Cum să credem noi, cum să creadă românul că un judecător este liber să-l judece? Liviu Dragnea a respins și ideea că ar fi spionat-o pe Gabriela Firea, primarul capitalei. Liderul socialdemocraților și-a reafirmat susținerea pentru premierul Viorica Dăncilă, însă a precizat că o remaniere guvernamentală ar urma să aibă loc până la începutul lunii octombrie.